Bună ziua! Am ales să fiu orășan pentru că am un stil de viață citadin. În fiecare zi am activitate, merg la sala de sport, fac box, tenis de masă, ies cu barca. Am crescut la țară, dar am ales să devin orășan. Am ales să fiu orășeancă pentru că asta mă reprezintă pe mine cel mai mult. Eu am trăit mai mult într-un mediu urban și niciodată nu am trăit la țară. Deși m-a fascinat întotdeauna trăitul la țară, dar nu cred că aș putea să trăiesc acolo. Deci clar, eu sunt an urban girl și asta întotdeauna a fost și va fi mereu. Adică chiar dacă aș experimenta să trăiesc la țară cum o fac acum, tot în oraș voi ajunge. Pentru că buletinul m-a trădat și n-aveam altă variantă. Pentru că sunt născut, crescut în București, am originile din oraș și nu puteam să alerg să fiu sătean. Nu resping total acel mod de viață, doar că sunt obișnuit cu viața la oraș și agitația asta îmi dă foarte mare putere de muncă și mă motivează. Dar în rest, probabil că dacă aș fi nevoit sau aș avea o perioadă în care aș vrea să stau la sat, așa, adică nu cred că am nicio problemă. Nu neapărat că îl resping, doar că nu sunt acomodat și cred că asta a și fost provocarea de a veni să încerc să mă acomodez și la stilul ăsta de viață, de sătean. Nu-l resping total, chiar îl respect și îl apreciez. Adică tata stă acasă și are grijă de plante, flori și aproape o fermă întreagă. Eu nu resping trăitul la țară. Poate într-o altă viață o să fiu și eu de la țară, dar trăitul în oraș îmi permite modul de a trăi exact cum îmi place mie, adică am mai multe modalități să mă exprim și să fac lucrurile care pentru mine, adică de exemplu îmi place să merg la cinematograf, la țară nu am cinematograf, îmi place să mănânc la anumite restaurante, la țară nu cred că este posibil așa ceva. Și îmi place mediul așa, agitație în oraș, îmi place să văd mai multe lume, asta îmi place mie. Asta a fost submersibilă, mesaj subliminal. Nu știu dacă voi deveni practic și fizic. Este o șansă de la... O șansă 1 la 16. Nu mă gândesc extrem de tare la partea aia, sincer. Nu mă gândesc deloc la bani. Nu mă interesează, dar probabil că acolo percepțiile se vor schimba și probabil la un moment dat e posibil să mă intereseze. Dar nu cred că voi... nu cred că voi fi așa de arțăgos în direcția asta premium. Eu cred faptul că sunt o persoană foarte bună, foarte corectă, foarte integră, mă va ajuta să câștig ferma. Eu sunt genul de persoană care ceea ce gândesc, asta fac. Poate nu sunt cea mai bună strateg, dar cred că sinceritatea va câștiga și bunătatea întotdeauna. Cred că răbdarea și motivația pe care o am și de a câștiga ferma și cred că am să ies mai mult ca sigur ultimul. Sunt motivat să învăț, în primul rând să muncesc în curte, să-l impresionez pe tata, care întotdeauna a vrut să mă învețe cum să bat un cui și de data asta vreau să învăț. Cred că am nimerit în locul potrivit, la momentul potrivit. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.